Yeah, I'm back at ya. I'm back at ya. Bomba sabe que eu tô. É minha dela. Bomba sabe que eu tô. É sua dona. A de chegar de chari. Oi, eu chegui na minha dona. A vida bonita. Invităm după aceea să urmăriți, să admirați lucrările, dar vă rog să nu uitați că noi avem aici multe spectacole, așa cum vă spuneam, și pentru copii și pentru oameni mari, și vă așteptăm și la acelea cu mare drag. Se poate vorbi? Sigur că da. Eu sunt radio reporter de 40 de ani. De 40 de ani văd foarte multă pictură. În România a existat un pictor care nu mai este printre noi, se numea Ion Popescu Negre. Cred că ați auzit. El spunea, printre altele, că dacă nu știi să faci un portret, nu ești pictor. Și cred că avea dreptate. Dumneavoastră, domnule Kingsley, sunteți un pictor adevărat. Pentru că dincolo de peisaj, dincolo de natură, aveți ceva care seamănă cu puțină nebunie. Și din nebunia aia ne dăruiți tot ce aveți mai frumos. Portret, imagini de îngeri, niciodată n-am văzut un înger negru cu aripi albe. Dumneavoastră sunteți un înger cu aripi albe pentru că ne aduceți frumosul. Frumosul care vine și din cer, dar și din seba pământului, de acolo de unde vă trageți. Aveți originalitate în pictura dumneavoastră, aveți fantezie, aveți profunzime, sunteți un adevărat filozof al picturii și vă mulțumesc că, datorită nepotului meu, sunt astăzi aici cu Cristian Șotron ca să vă admir și să vă aplaud. Mulțumesc! În ochii privitorului. Vă mulțumim imens de mult că ne-ați onorat cu prezența aici și sperăm că de fiecare dată când Kingsley se va hotărâ să ne impresioneze cu o nouă colecție de picturi dedicate patrimoniului cultural, să fim alături de el și voi alături de noi. Vă mulțumim imens de mult că ați venit aici. Cu această ocazie vreau să salut. I'm sorry that I'm late, but anyone who knows me knows that I'm always late, so I'm sorry about that. I'd like to welcome my dear children, my former students. Nice to see all of you again. Yay! Parents and friends of mine. I'm not going to make too much. I'm not going to waste too much time on speeches because I'm not good at speeches. No, sir, you're not going to waste too much time on speeches.
cu vorbele. Nu sunt foarte bun la vorbe, I'm lying. Now, I'm going to give you a brief background on who I am, for most of you who don't really know me. O să vă spun pe scurt câteva cuvinte despre mine pentru cei care nu mă cunosc. I'm from Nigeria. I was born sunt in Lagos. Din Nigeria. And I've been in Romania since 2005. Și sunt în România din 2005. I never went to an art school. N-am fost niciodată la o școală de artă. I just paint because it's something I found by instinct. Pictez deoarece asta este motivat de instinctele mele. Now, living in Romania has made me grow much more in this past 4.5 years than I had this past 20 years before I got here. I've grown much more as a person and also as an artist. While staying here, I've been opportune to actually improve my skills and get really much better than how I was before I got here. Deci ați înțeles că 20 de ani în România am valorat mult mai mult decât ceilalți ani puși împreună, iar experiența din ultimii ani contează foarte mult. Now, I titled this exhibition Oil and Charcoal, Journey Through Emotions, because basically they are oil paintings and charcoal drawings, so that's simple. But the emotional part... Career. The emotional part of this exhibition is I'm trying to convey the reasons behind each work that I've made so far. You look at each drawing and each painting and you see an image, but behind each one there's a story. Deci, dincolo de lucrările în sine, lucrările, dincolo de tehnicile în care sunt realizate lucrările, există și o altă dimensiune a lucrării, istoria care a creat acea lucrare. I've made a few drawings and paintings about places in Bucharest, because these places, even though they are normal places to most people here, they mean a lot to me personally. Am făcut câteva lucrări dedicate anumite locuri din București și aceste lucrări sunt motivate emoțional. Sunt foarte personale. For example, there's a painting upstairs with the Bucharest Circus. Este o lucrare sus cu circul din București. Now, to everyone, it's just another circus here in Bucharest, but for me, when I went there, it was the first time in my life that I ever went to a circus. A fost pentru prima oară în viață când am vizitat un circ deschis. We don't have circus back in Nigeria. Okay? We've never seen it except on TV. Nu avem circ în Nigeria și nu am văzut circ la televizor. So when I went with my children, și când am mers cu copiii la circ, to the circus, my colleagues were saying, oh, this show is not interesting, they have better shows. But to me, each second I stayed there was magic. Unii dintre colegii mei ziceau, nu este cel mai bun show la circ, însă pentru mine a fost absolut magic. And besides the fact that the circus is located on my street, I see it every day. It also has another personal... În asta fața este că circul este situat pe strada unde locuiește și îl vede fiecare zi. Then we have over there too a drawing of Gardinot Universitate. Alte lucrări sunt dedicate în zona Borgara de Nord și Universitate. Now, the Universitate, or I can't... Universitate. Universitate, there's the Hotel Intercontinental, is a really nice...